aliniat 1, 2 și 5 și în baza dispoziției primarului comune, uitul numărul 315 din 8 octombrie, a fost convocat pentru astăzi la o ședință extraordinară. Din consultarea condiției de prezență rezultă că nu este întrunit vorul necesar desfășurării ședinței, fiind prezenți doar domnul Osoloșion, Neniu Constantin, Ionel Gheorghe, Apostu Dorel, Floroiu Costică, Corcoman Gheorghe și cam atât. Sunt prezenți 3-6 consilieri locali, prin urmare ședința nu este statutară și nu își poate desfășura lucrările, drept pentru care încheiem lucrările acestea. Mulțumim pentru participare.